întrebați, bine, bine, ai realizat în județ, dar în Piatra Neamț ce ai făcut? E, uitați, în Piatra Neamț, odată cu preluarea spitalului județean, am renunțat la un proiect care mi-era drag, amenajarea lacului Cuieșdel, cel mai mare lac de baraj natural din țară, de o frumusețe deosebită, în apropiere de Gârcina. Am renunțat la acel proiect și ne-am îndreptat cu finanțarea spre Spitalul Județean. Dacă în 2008 am acordat Spitalul Județean 17 miliarde de lei vechi, anul trecut cifra a depășit 100 de miliarde de lei vechi. Unde s-au regăsit acest bani? Și în primul rând am început cu amenajarea fațadei spitalului. Nimeni nu vine la spital de bunăvoie. Dar în momentul când ai și o fațadă care e posomorâtă și tu ai o stare psihică care este normal să o ai în momentul când știi că vii să te internezi, am considerat că e normal să avem sau mai bine fațada să se prezinte în culori vii care să-ți dea și ție speranță. Am amenajat secția de oftalmologie la Spitalul Județean. Am realizat, aș spune, un lucru de excepție cu secția de cardiologie, care este similară ca organizarea și dotarea unei secții de la un spital universitar. Am dorit ca oamenii din Neamț, din Piatra Neamț, să nu mai meargă la Iași, la Târgu Mureș, la Cluj. Și am făcut aceste investiții având în vedere că personalul medical de la Spitalul Județean Neamț, mă refer la medici, asistenții șefi, asistenți, dar și personalul care ajută la ceea ce înseamnă act medical, au capacitatea de a rezolva cazuri care de multe ori ne miră și pe noi prin profesionalism. Nu mi-a fost indiferent la Spitalul Județean dotarea cu aparatură medicală. Aș vrea să scot în evidență acel artroscop care a fost achiziționat și doctorul Caranfil și cei care lucrează la ortopedie, doctorul Nanu și ceilalți, sunt foarte mulțumiți. Este singurul aparat performant din Moldova și foarte mulți oameni vin și tratează la Piatra Neamț. Am dotat secția cardiologiei cu aparatură performantă. Avem și sper că după după alegerile din iunie, să continuăm pediatria. Vrem să realizăm o secție de pediatrie unde copiii care vin aici, mamele care își internează copiii, să aibă condiții similare unui centru universitar. Un an și jumătate am alergat Piatra Neamț București pentru a obține o sponsorizare de 750.000 de euro pentru amenajarea unui bloc operator cu 5 secții de operații. Din nefericire și eu am avut o operație la un genunchi datorită unui menisc care nu l-am tratat la timp. Vreo 2 luni jumătate, 3 luni de zile am fost într-un concediu medical. În timpul cât am fost în acest concediu medical, mi s-a schimbat organigrama de la Consiliul Județean, având în vedere, aș spune, realizările pe care le-am avut și o anumită stare de invidie. Nu au continuat procedurile de achiziție privind realizarea acestui bloc operator, având în vedere că medicii specialiști de la Spitalul Județean în frunte cu doctorul Chioseche au întrunit un comitet care să realizeze funcționalitatea acestui bloc operator. Sper că, odată cu revenirea la Consiliul Județean, să accelerăm lucrurile și să beneficiem, v-am spus, de condiții similare dintr-un centru universitar. Sunt mai multe lucruri de spus. Nu trec cu vederea și faptul că împreună cu primăria realizăm acest centru istoric, teatru, care aparține Consiliului Județean și sper că prin investițiile care le vom realiza în continuare în județ și în municipiul Piatra Neamț să fim cu toții mulțumiți. Aș vrea să-l asigur pe domnul Drăgușanu de tot sprijinul.